În Europa, cerul va avea norări persistente și vor fi ploi în arhipelagul britanic, Franța, peninsula scandinavică, țările de jos, Germania și nord-estul extrem al continentului. În rest, cerul va fi variabil sau temporar noros. Vântul va avea intensificări în zonele învecinate bazinului Mării Baltice, în vest și nord-vest. Temperaturile vor fi în ușoară creștere față de zilele trecute. De dimineață se va forma ceață. La noapte, în țara noastră, cerul va fi mai mult senin, iar în Dobrogea, sudul Moldovei și în estul Munteniei va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 6 și 6 grade. De dimineață se va forma ceață. Mâine, în România, cerul va fi mai mult senin, cu norări în estul și sud-estul teritoriului și va ploua slab. Vântul va sufla moderat, cu ușoare intensificări în Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi între 5 și 14 grade. Dimineața, pe suprafețe mici, va fi ceață. În capitală, mâine, temperatura maximă va fi de 12 grade. Cerul va fi mai mult senin, cu norări la începutul zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat. Poimine, temperaturile vor fi în continuare mai ridicate, de până la 11 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Duminică, cerul va fi temporar noros, iar în a doua parte a zilei va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura va fi de 11 grade Celsius. La munte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe creste. Valorile termice nu se vor modifica față de zilele trecute. În Timișoara, mâine, vremea va fi frumoasă, cu soare. Temperatura va fi de 12 grade. Poimine, valoarea termică crește până la 15 grade, însă cerul va fi variabil, cu norări temporare. Duminică, temperatura scade până la 12 grade, iar vremea rămâne variabilă. În Iași, mâine, cerul va avea norări temporare și temperatura va fi de 9 grade. Poimine, temperatura crește cu 1 grad. Duminică va ploua și valoarea termică rămâne aceeași. În Cluj, mâine, va fi soare și vor fi 10 grade. Poimine, deși temperatura crește până la 12 grade, cerul va fi variabil, cu norări temporare. Duminică, valoarea termică revine la 10 grade și vremea va fi închisă.